Vă gândiți deja la concediul petrecut pe malul mării, dar nu stați prea bine la capitolul buget? Acum aveți o variantă convenabilă. S-a lansat programul Litoralul pentru Toți și vă puteți face vacanțe cu până la 70% mai ieftin. Ofertele de cazare pornesc de la 159 de lei de persoană pentru o săptămână și ajung până la 605 lei. Atenție însă, ofertele sunt valabile doar în perioada 14 mai-14 iunie. Pentru că prețurile sunt bune, hotelierii se așteaptă ca 15 de turiști să profite de aceste oferte și să își petreacă vacanțele pe litoralul românesc. Acesta este singurul program social din România susținut integral de mediul de afaceri, respectiv de patronatele hoteliere autohtone. Tarifele percepute în cadrul programului de către hotelieri sunt neschimbate de 5 ani, deși costurile utilităților au suferit în toată această perioadă majorări de peste 60%, iar în unele cazuri chiar s-au dublat, au precizat reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc prin intermediul unui comunicat de presă. Tarifele maximale propuse pentru oferta specială de 6 nopți de cazare pentru o persoană la hotelurile din zona Mamaia, Constanța, Eforie sunt de 205 lei pentru hotelurile de o stea fără mic dejun. La hotelurile de 2 stele prețurile sunt de 235 de lei fără mic dejun și 315 lei cu mic dejun. La hotelurile de 3, 4 și 5 stele prețurile variază între 265 de lei și 605 lei. Pentru sudul litoralului, în stațiunile Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai și Vama Veche, tarifele negociate în această ediție a programului, tot pentru un sejur de 6 nopți, pleacă de la 159 lei pentru hotel de o stea, fără mic dejun, 179 de lei la 2 stele, fără mic dejun și 269 de lei cu mic dejun. 199 de lei veți plăti la un hotel de 3 stele fără masa de dimineață și 329 de lei este tariful cu mic dejun inclus. La 4 și la 5 stele veți scoate din buzunar 379 de lei, respectiv 469 de lei. Aceste sume includ și micul dejun. În programul Litoralul pentru Toți s-au înscris 36 de hoteluri din toate stațiunile de pe litoral, care pun la dispoziție un număr de 2200 de locuri. Aceste locuri vor fi vândute prin agențiile de turism partenere și revânzătorilor sau direct de către hotel. Tariful este același în funcție de unitatea de cazare.